Orașul Broșteni, cel mai mare oraș din țară, va fi declarat stațiune turistică de interes local, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern aflat pe ordinea de zi de vineri a guvernului. Broșteni este un oraș în județul Suceava, format din localitățile componente Broșteni, Reședință, Hăleasa, Lungeni și Neagra și din satele Cotârgaș, Dârmoxa, Frasin, Holda, Holdița și Pietroasa. Orașul este poziționat în sud-vestul județului Suceava, la granița cu județele Neamț și Harghita, pe valea râului Bistrița. Broșteni se află în aria de influență urbană a municipiului Vatra Dornei, situat la o distanță de 52 de kilometri. Broșteni este o localitate tipică de munte, elementele urbane simțindu-se doar în centrul localității. Datorită complexului de blocuri de locuințe construite pentru personalul angajat în fostele mine din zona. Teritoriul orașului se întinde pe o suprafață de peste 420 de kilometri pătrați. Din acest punct de vedere, orașul Broșteni fiind considerat orașul cu cea mai mare întindere din țară. Dispunerea zonelor intravilane este una foarte răsfirată, specifică așezărilor de munte. Județul Suceava este pe primul loc în țară, având peste 25 de stațiuni turistice de interes local sau național.